Mulțumim pentru că ne ascultați. Suntem la 15 și 26 de minute. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salutare! Ați văzut ce influenți și ce puternici sunteți atunci când vorbim în urmă cu... La România în direct, da, v-am ascultat. Direct, da. 30 de minute, acum 30 de minute, premierul Câțu a ieșit cu cerând anchetă în cazul de la ASF și cerând mai multe date și mai multe explicații, pentru că nu e așa cum spui inițial, un faliment. A, e faliment. Faliment pe banii noștri. Faliment pe banii noștri, aia e problema când ai și lucruri de la stat, și de-aia voiam înainte de orice să vă mulțumesc și să vă îndemn de fiecare dată să contribuiți și să vorbiți în societate. Presiunea e importantă. Ce nu vă mai convine în societate? Hai să ne concentrăm, poate găsim subiectul de mâine și îl rezolvăm și pe ăla. Mâine aș lăsa, m-am gândit la ceva din cu totul altă sferă, aș trage un pic frânele la toată agitația din jurul nostru și ăsta e primul meu gând, dar știu eu, până mâine m-aș gândi la... Voi ce mai dați mâncare copiilor când îi trimiteți la școală? Am eu niște studii, am primit niște studii care arată niște lucruri groaznice. Sau uite un alt subiect, vine frigul. Când dați drumul la căldură prin apartamente? Aici încep certurile în fiecare casă. Da, crezi? La 0 grade? Da. Nu cred că se mai ceartă nimeni. Da, la 0 grade nu, dar aici încep discuții. Las că știu eu cum e cu diferența între 19, 20, 21... Am dat drumul la centrală astăzi. N-am mai rezistat, da. Bravo. Am setat-o la... Bravo. Bravo, 23 de grade și așteptăm frigul. Și facturile. Dacă eu venisem și cu alte tăguri aici. Imediat vorbim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Președintele Klaus Iohannis participă la congresul PNL. Wow. Asta nu e o... Cum să zic? Da, sună impresionant pentru că domn președinte a și dat un mesaj de susținere a lui Florin Cîțu, nu oricum, adică nu vine doar să participe, ci și îndeamnă lumea să voteze într-o anumită direcție. Știi unde se ține congresul? La Romexpo, înțeleg. Ah, parcă n-au teren de la... De golf? De golf. Da, acolo poți să-ți faci orice, adică nu e clar cât de mare. Eu cred că dacă reușea proiectul ăla imobiliar, acolo avea și teren de golf, cred. Poate taie panghii, ca cine știe în curând. Cine știe, da. Și domnul Iohannis vine la congres, nu e nemai văzut. Președinții au făcut asta în trecut, a făcut-o și Ion Iliescu, a făcut-o și Traian Băsescu. Pe Traian Băsescu nu l-a ascultat partidul, că el ar fi dorit-o pe doamna Udrea, președinte la PDL. Partidul a zis nu, mai vedem. E, acum vine și domnul Iohannis la congresul PNL. Ca să înțelegeți exact statura președintelui în PNL, adică modul în care partidul se uită la el, fostul său partid se uită la el, e cu totul altfel decât așa cum ne raportăm noi la el. Ăștia sunt oameni politici care sunt impresionați de puterea, de capacitatea președintelui de a muta niște decizii încolo încoace și se simt ca în orice stat dependenți și, cum să zic, atenți la ce spune domnul președinte. Deci, mișcarea lui Klaus Iohannis este una de forță, ca să o înțelegeți. E ca și cum, ce exemplu să dau, șefa noastră ar veni aici și s-ar uita la noi, la convorbirea asta dintre noi doi și ce să vedem. E bine ce faceți voi aici, adică vă duceți în direcția corectă, cam așa e. Dar a motivat președintele sprijinul pentru domnul Cîțu? Domnul Cîțu reprezintă viitorul, cred, din punctul de vedere al domnului președinte, că e mai tânăr, că are niște idei economice mai tranșante și mai hotărâte decât ale lui Ludovic Orban și a spus chiar așa, îl încurajez pe Florin să continue. Florin Cîțu, adică, da? Și să nu se teamă și pe liberali să rămână la guvernare. Florin Cîțu nu are motive să demisioneze sau să fie demis. Mai vedem aici, nici măcar domn președinte nu poate să o rezolve pe asta. Dar domnul Cîțu reprezintă și viitorul domnului președinte în PNL? Iartă-mă că te întreb, da, sunt curios. Circulă această teorie. Eu, unul, nu sunt ferm convins, dar circulă, am auzit-o de la lideri politici, am auzit-o și în spațiu public, am văzut-o scrisă. Multă lume din politică zice așa: domnule, domnul președinte, după acest mandat vrea să rămână în politică, eventual undeva în politica europeană, dar dacă nu s-o putea să rămână aici, în politica din România, și atunci să fie președinte la PNL, că, vezi, doamne, domnul Cîțu e
cum să zic, e mai puțin puternic în partid decât domnul Orban. Eu nu cred acest lucru. Nu-l văd pe Klaus Iohannis, sincer, după cum și-a construit el imaginea, programul politic, nu-l văd venind pe o funcție publică din România sau ca șef de partid, pentru că asta implică enorm de multe lucruri și o treabă de făcut absolut zilnică, cu un consum mare de timp, de energie și cu o grămadă de probleme. Am înțeles aluzia. A, nu e nicio aluzie, nu pare stilul lui. Adică atunci când ești prim-ministru sau președinte de partid, trebuie să treci zilnic. Pe acolo sunt un milion de probleme de rezolvat. Plus că e o încărcătură de probleme mult mai mici decât cele pe care le are el acum. Adică e o diferență de statut mare. Una e să rezolvi chestiuni geopolitice, știu eu, la ONU sau la NATO, alta e să rezolvi probleme cu primarii care te sună să le mai dai la PNDL. Deci în viziunea ta, nu din motivul ăsta îl sprijină pe domnul Câțu de a-și asigura el un viitor în PNL, de poate de președinte sau... Eu, adică, poate mă înșel eu. Eu cred că îl sprijină pur și simplu pentru că vede o nouă etapă de construcție pentru partidul respectiv și nu cred că Ludovic Orban îi mai pare cel mai potrivit. Păi, a și dat un exemplu și a zis, a fost întrebat despre Ludovic Orban. Da, cu el mai discutați? E, mai discutăm, zice domnul președinte. Dar cine mai înțelege reacțiile lui Ludovic? Interesant. Spune, aici ai citat de C4, eu de aici am citit. Asta s-a întâmplat la New York, prieteni, adică s-a dus acolo și a dat două declarații mai interesante decât multe, așa, pur mai lejer în exprimare decât de multe, multe, multe ori în care l-am văzut aici. Sunt curios cum o să-i răspundă Ludovic Orban, poate chiar în seara asta la Europa FM. Să dai seama că de aici va porni emisiunea. În seara asta Ludovic Orban vine aici, la Europa FM, Tudor e alături de el, o să-i pună întrebări, sper să, adică o să vorbiți împreună, o să trimiteți mesaje. Va fi o emisiune interesantă, zic eu, după toată isprava asta din ultimele 24 de ore. Mai rar se vede un președinte care, cum să zic, pune așa lumina pe un candidat și pe celălalt îl dă... Da. Da, înțelegem. Mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Mâine te așteptăm din nou la România în direct. Păstrezi subiectul anunțat astăzi sau te mai gândești? Ei, trec multe ore peste noi. Am acest gând. Ce se întâmplă, aș vrea să vorbesc despre sănătatea noastră și mai ales a copiilor noștri, dar să vedem dacă lumea și actualitatea ne lasă. Oricum, subiectul e pe agenda mea. Perfect, mulțumim. It's like having the world's music on shuffle. Now I really wanna know your name.